Au scos subvenția pe căldură și s-a dus gigacaloria, deci în Constanța gigacaloria 1400 de lei. Ce înseamnă să scoată subvenția și să o plătească toată lumea la 1400 de lei? Păi ar fi alimentat toate locuințele, toate familiile din Constanța care sunt acordate, da? La Mangalia s-a scos subvenția, au venit facturile exorbitante, nu puteai să te debranșezi pe timpul iernii, da? Au venit facturile exorbitante și acum sunt afișe pe toate scările că se debranșeze oamenii de la Colterm, de la sistemul centralizat. Deci ei ce fac? Falimentează sistemul centralizat. Cum l-au falimentat? În toate aceste decizii. În primul rând, ce treabă are primăria să facă afișele alea să debranșeze lumea când Consiliul Local este unicul acționar al lui Colterm? Consiliul Local este... ce treabă are primăria? Da? Dar ăsta este, și vreau să vă spun, ca să înțelegeți sistemul, mecanismul sistemului, mecanismul jocului organizat. Deci, cum am ajuns la situația? În 2016, noi, în septembrie, când aveam noi majoritate, am aprobat un proiect de cogenerare termică. În 2017, când era și AIDEC, a fost și câteva zile prim-ministru, a aprobat pentru Mangalia un proiect de 36 de milioane de lei de cogenerare termică. Da? S-a făcut contractul cu Ministerul Dezvoltării. L-au pus pe colgiul șef la proiectul lui de șef la Colterm a fost că va implementa sistemul de cogenerare termică, adică l-a dat primăria, iamă și copil. Da? Și a început proiectul, s-a anunțat. Ne scuzați pentru deranj că vom lucra, că vom face. Proiect de cogenerare termică care s-a implementat la Brașov și Brașovul astăzi plătește 200 de lei pe gigacalorie, fără nicio subvenție, nimic, 200 de lei atâta costă pe cel raportat la sistemul centralizat. La noi costă 840 de lei, da? Și a început proiectul. Nimeni n-a venit să spună ce s-a întâmplat cu proiectul. Am pierdut proiectul, am văzut pe portalul de justiție că Ministerul Dezvoltării ne-a luat și despăgubiri de vreo 3-4 milioane, 3 milioane și ceva de lei, da? Așa? Și unde sunt motoarele termice de 1 milioane de euro care erau pe proiect? Au dispărut. Da? Acum se a început falimentarea lui Colterm în mod voit de către primărie, că doar primarul a inițiat proiectul, da? Nu vom mai avea sistemul centralizat, dar vom avea centralele. Toate centralele au terenuri în valoare de milioane de euro, da? Și vor rămâne 4-5 locuri unde vor fi, ce se va întâmpla, va veni o firmă, exact cum motoarele pe care le-am avut noi, să producă în sistem, cum zice, în cogenerare termică, costul este de 120 de lei, da? Că și la Brașov este un cost și îl dă, îl face tot o firmă privată și îl dă municipalității care își pune ea 10% ca să distribuie căldura, da? Și la Mangalia se va crea o afacere de 4 milioane de euro pe an, pentru că vorbim de 41.000 de gigacalorii pe an, o afacere de 4 milioane de euro pe an pe care va intra în buzunarul ăluia care face firma de cogenerare termică. A cui este firma aia? Ia întrebați-mă. A cui este? Da? Ia să vedem. Cine are firmă care încasează la sectorul 6 din București sau după nu știu unde pentru verificarea centralelor termice și așa mai departe? A directorului Colterm. Directorul Colterm este angajat ca firma Colterm, care are în servicii așa ceva, da? Să aducă clienți, iar când vin clienții, îi transferă la firma lui privată, care încasează de la administrația din, cum zice, din București. La rândul ei, cel din București, are o firmă care încasează de la Mangalia. Și așa este mecanismul jafului organizat. Domnule consilier, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm pentru că mai aveți multe de spus și de dezvăluit. Și vă lăsăm să mergeți să vă votați proiectele.